facultate ai făcut acolo? Ceva care se cheamă American Studies, adică limba, cultura și literatura americană, sau cultura, literatura și istoria americană, de fapt, că limba, nu? Și istorie modernă, nu că m-aș, nu știu nimic, adică sunt praf. La, eram prost și atunci la toate astea. Scriam niște lucrări, luam niște note de trecere și era ok, terminăm facultatea asta degeaba și vedem ce facem în viață. Ok, și după ce ai terminat facultatea, ai ales să rămâi în Germania, deși știu că tatăl tău a preferat să se întoarcă înapoi în țară, nu? Da, el s-a întors prin 95-94 pentru că, na, teatru în Germania... Era lumea lui acolo, da, clar. Acolo nu avea acces, aici avea acces, aici era cineva și na, toată lumea vrea să fie cineva până la urmă și acolo nu era cineva și nici nu vedea cum ar putea deveni cineva și oricum nu cine era aici. Așa că s-a întors să facă teatru, eu și sora mea am rămas acolo cu maica mea, că na, copii, școală, viață și în principiu viața era bună acolo, adică nu m-aș plânge de viață. Și na, târziu m-am... După facultate, de fapt, eu mă căsătorisem între timp cu o poloneză și am plecat în America. Mă tenta să vin în România, probabil că mă tenta mai mult să vin în România decât să merg în America, dar na. Da, măsurat și dacă te însori, știi cum, predai comanda când într-un fel. Da, mai ales că nevastă mea știa, fosta mea nevastă știa ce vrea să facă și eu nu. Ea era biolog sau biochimist, mă rog. Ceva între, a primit o ofertă de job la Universitatea Columbia, care era cam ce visa ea să facă. Corect. Și eu eram, da, bine, mergem unde vrei tu, ce-mi pasă. Dar în ce an se întâmpla treaba asta? Nu știu, cred că 2009, eu nu știu anii, adică trebuie să mă uit de obicei pe Facebook să văd pozele cam din ce an sunt, ca okay. Să știu ce s-a întâmplat. Și cred ați ajuns la New York. Da, și am ajuns la New York, unde am și stat o vreme, după care am zis ok, nu e. Dar mie mi se pare foarte ciudat că tu nu erai încântat să ajungi la New York. De ce nu erai încântat? Nu, eram încântat. Eu oricum nu știam ce pot să fac sau ce vreau să fac. Și nici nu mi se părea că e foarte important să vrei neapărat sau să faci ceva în principiu. Adică... Asta e foarte na, era, fac și eu în viață, cumva mă descurcă, toată lumea se descurcă. Dar n-aveam nici măcar un worst case, adică nu știam în cel mai rău caz ce fac, că taximetrist nu puteam să mă fac că n-aveam carnet, nu știu. Și am zis, hai la New York, sigur, dacă tu ai un job și cu un salariu ok care ne poate întreține pe amândoi, minunat. După aia ajungând acolo și așa, mi-am zis, ok, stai că are un job și e foarte drăguț, că are un salariu bun care ne întreține pe amândoi, dar... Eu ce fac? Eu ce fac și m-am auto-nemulțumit că... Na, ea lucra 16 ore pe zi și eu în principiu luam o agendă și mergeam într-un parc și scriam, știi, eram așa, ei. Au un metrou bun și New York, adică te-ai fi putut plimba? M-aș fi, nu, îmi plăcea să merg pe jos, pentru că era foarte frumos orașul și mi se părea pierdere de vreme să merg cu metrou. Era, na, mergi pe sub pământ și nu vezi tot ce e acolo sus și e superb, adică m-a fascinat, dar nu m-a ținut. În ce cartier ai stat? În Upper West Side. Un cartier bun. Da, foarte frumos. La o stradă de universitate. Columbia. Da. Și Broadway între noi și universitate. Și cât timp ai stat acolo? Iar aș zice un an sau, da, mă, 10 luni, un an, poate, cel mult un an. Deci cel mult un an ai stat. Da. Și la un moment dat ai simțit nevoia să te întorci în România. Ai conversat cu cineva din țară care au zis, mă, hai că aici e ceva de făcut? Sau adică cum ți-a... A fost un sâmbure de idee undeva? Păi na, în primul rând, nu, îmi trebuia o scuză ca să scap. Okay. Și ca să scap, adică nu poți să-i zici omului, băi, eu mă duc până în România și așa. Vezi tu ce faci. Așa că i-am zis, uite, am scris piesa asta Simona Ionescu, care sigur o să rupă în România, mă duc acolo să-mi fac o trupă să așa. Și ăsta era planul. Dar tu mai cântase până atât? Niciodată. Ah, ba da, cântasem într-o trupă în Germania, dar mă rog, ceva la clape, nici nu știam ce fac nici acolo, dar în fine, na, a fost câteva luni sau un an ce aia, dar nu era ceva serios și oricum nu era un plan de viitor. Și am zis, uite, mă duc să văd cu asta și în general să văd ce pot să fac în România, pentru că, na, taică, având cunoscuți, altfel vii, că de, așa se angajează oamenii uneori.
Așa că fix am venit în România și am făcut o trupă și am făcut o piesă. Cam asta s-a întâmplat. Atât m-a dus mintea. După aia, văzând eu că am făcut o piesă și că funcționează trupa aia, am zis, ei, mai stai puțin, că eu mai stau pe aici. Și nu știu ce am făcut. Nu mai știu scrie, ordinea. Ai început să... Cred că nici n-am prea mai scris de când m-am întors în România, adică puțin. Nu, am... M-am angajat la România Liberă, aș spune. Stai că mi-era prieten cu Dan Adamescu, care deținea România Liberă, deci nu e prea greu să te angajezi la România Liberă în condițiile astea. Și aveam și trupa și totul mergea bine, așa că după o vreme i-am... Și în plus am întâlnit aici pe altcineva. Ceea ce... Da, e. A înclinat foarte tare balanța. A înclinat balanța. Și după o vreme am zis, i-am comunicat fostei și primei mele soții toată povestea asta. Că, hei, ce să vezi, aici s-au întâmplat diverse lucruri care probabil că nu o să-ți placă. Da. S-a dovedit a fi perfect adevărat. Și așa am ajuns așa în România. Și acum scriu și... Păi și... Când ți-a venit, mai ții minte, când ți-a venit propunerea de a fi copywriter, te-ai gândit vreodată la zona asta? Nu, deloc nu mă gândisem la zona asta, nici nu știam ce fac oamenii ăștia în publicitate, nici nu mă interesa ce fac oamenii ăștia în publicitate. Am fost la o bere cu un prieten care era copywriter și a venit și o prietenă de-a lui care lucra într-o agenție și cumva... În plină discuție, el i-a zis, hei, dar de ce nu luați pe Alex în agenția voastră? Ea lucrând la propaganda. Și a zis, ce idee bună. Și eram, stai puțin, eu sunt la România Liberă, adică n-are nicio legătură cu așa, eu sunt scriu pe externe. Nu. Și a zis, las că vedem noi cum facem, hai să te întâlnești cu niște oameni. Și m-a luat să mă întâlnesc cu niște oameni care erau directorul de creație, Bogdan Moraru, care era un tip care semăna așa cu Iisus, slab și... Plete, mă rog, poate nu era slab, acum e slab. Plete, veselie, slab și era așa o atmosferă foarte boemă și încă un băiat cu părul creț care era head of copy și am povestit și le-am zis, nu știu ce faceți, nu pot spune că m-ar interesa din calea afară, dar păresc niște oameni mișto și whatever. Dacă, bine, la România Liberă, deși eram pila lui Adamescu, nu mai primisem salariu de vreo 3 luni, să zic. Și încet, încet mi-era foame. Și na, așa că am zis, ok, și care e treaba cu publicitatea? Și așa, te prinzi repede, ai scris, ai făcut Simona Ionescu, a fost la radio, te știe lumea. Și am zis, ok, bine. Și m-am angajat, nu știu, 100 de euro, probabil, sau ceva, la început. Și ți-a plăcut? Adică a fost instant match, așa, sau ți-a luat un timp până când ai început să deslușești niște treburi? Aici, na, aici intervine diferența dintre generații. Pentru că, în sfârșit, ajungem și la ce ne interesează. Eu eram la România Liberă la externe. Practic, oamenii din jurul meu erau cam de vârsta mea sau puțin mai mari, nu mai tineri, sau poate erau și unii puțin mai tineri. Da, erau, dar, în fine... Oameni serioși, cu casă, cu familie, cu câine, mașină, copii, costum. Eu nu aveam costum, dar știi și na, altfel, adică avea o prestanță, România Liberă, mai luau un interviu ambasadoare Algeriei sau ceva, adică cam ăsta era nivelul de coolness acolo. Simțeai că locul tău clar nu e acolo, nu? Mie nu-mi displăcea la România Liberă, adică era... Na, scriam pe externe ceea ce știam, nimeni nu zicea că aș fi prost la asta, așa că chiar dacă mă angajasem cu o pilă, părea să fie ok, nu, n-am făcut pe nimeni de râs. Și în publicitate, când am ajuns la propaganda, prima agenție la care am fost, au zis, mă rog, m-am dus într-o zi, am zis, bună, sunt Alex Tocilescu, m-a angajat un bărbat cu părul lung și încă unul, trebuie să lucrez aici. Cu Iisus. Da, și era cineva la recepție care îți du-te sus, la creație, să vezi că acolo sunt ăștia. Clădire era, mă rog, clădirea în continuare, dar numai agenția acolo, pe strada Latină, nu știu, pe lângă Moșilor, să zic. Moșilor cu Carol, pe la intersecție. Aia o clădire oribilă, una dintre cele mai urâte clădiri post-decembriste. Ceva cu sticlă, coloane false, balustrade de metal la balcoane, dar se rupeau dacă le atingeai, adică nu dacă te sprijineai, făceai așa și aia cădea puțin.
Am trecut prin clădirea asta, repet, nu prea cunoșteam pe nimeni și nu știam ce fac. M-am dus la etajul 3 sau 2 sau cât o fi fost și când am intrat era așa o scară, urcai pe scara aia și să, na, un fel de loft, un studio. Open space. Un open space mare. Și acolo era un, adică când am intrat era un băiat care avea 160 de kg sau 170 de kg și care acum e part directorul meu de atunci, care stătea pe burtă pe un birou cu roți și un altul împingea de picioare prin spațiu ăla cu mare viteză către un zid. Și am, măi, interesantă lume aici. Deci, asta a fost prima imagine, da, pe care ai văzut-o. Eu așa mi-amintesc că am intrat în publicitate și... Și au și lovit peretele. Da, asta era și ideea, cred. Și m-am uitat în jur și era o capotă de trabant pe care o colantaseră cu abțibilduri. Toată lumea aducea abțibilduri și le lipeau pe capota aia de trabant. Erau oameni care arătau cu totul altfel, adică nimeni n-avea costum, cămașă. Și era straniu, neobișnuit. Era un spațiu creativ unde se făcea muncă creativă. Și am intrat, am zis, salut, sunt, am venit să lucrez aici. Mi s-a dat o masă, a venit cineva și mi-a zis cam ce am de făcut și a fost. Bine, ei la început, ei fiind mai tineri decât mine și fiind și reticenți cumva pentru că venind de la România Liberă, că atâta știau și ei, cumva se bănuia că aș fi un jurnalist sub acoperire care am venit să scriu niște chestii really? De subturile publicității. Da, oameni creativi, la ce să se gândească dacă nu au o conspirație. Și erau, băi, hai să-l ocolim pe ăsta, că na. Mai eram și îmbrăcat dubios, adică eu ca să fiu cool ca ei, dar neștiind încă ce aia cool ca ei, purtam un tricou cu Chelsea, eu aveam o colecție de tricouri de fotbal, de un fotbalul englezesc la vremea aia, și un lanț de argint foarte gros și în fine, mi se părea mie că mă potrivesc. Acum, na, hipsterește vorbind, da, dar tricourile de fotbal au devenit cool mult mai târziu. Eram foarte avangardist. Erai practic înaintea vremurilor, da, exact. Da, după aia cândva când Kanye West a apărut cu un tricou de la Juventus, toată lumea a zis, da, boss, e gata, tricou, sigur, facem. Sau cine o fi făcut asta. Dar eu eram avant la letre și deci, na, mi-a luat o vreme să mă obișnuiesc și mulți bani, adică mi-am dat seama... Și este un sfat pentru oricine să apucă în publicitate. Când te duci în publicitate, du-te cu oamenii ăia la masă. Chiar dacă n-ai bani. Și evident, când începi publicitatea, n-ai bani. Că ăia te țin pe un salariu de mizerie. Sau hai să zicem, puțin mai bun în zilele noastre decât acum 10 ani. Și am rupeam de la gură ca să mănânc cu ei și să fiu tovarăși, ca să ne înțelegem și să ne împrietenim și așa. Ceea ce a funcționat, evident. Pe socializare, pe... Da, da, da. Ei fumează. Mai o ciorbă, mai o țigară și... Da, dar era foarte dubios, adică să bea bere în timpul programului. La birou. Da, la România Liberă să bea apă și cafea poate, că mai primeam cafea din aia, primeam plicuri de Nescafe, dar din alea expirate. Aducea cineva o ladă și zicea luați. Și ne uitam și era, da, acum un an au expirat. Și era, nu, că nu s-o trăvit. N-au nimic, n-au nimic, dar chiar n-aveau nimic, erau foarte bune. Și aici era dezmăți și nebunie și oameni creativi, toți făcând, lucrând la niște proiecte absurde sau nu, dar mișto în general. Și de fapt, cred că ăsta a fost și primul meu impact cu lumea creativă din România, care, ce să vezi, uneori e în agenții, că degeaba ești creativ dacă nu poți trăi din asta. Unii făceau un film făcut din stop motion cu un cuțit care se învârte prin... Nu știu, au făcut o mașinărie care arăta cam ca ăsta, aici era atașat un cuțit și el se învârtea și făceau frame cu frame cu frame cu frame. Păi le uneau. Da, le uneau, au fost și la mine acasă să filmeze, a durat, nu știu, un an și ceva, probabil, ca să facă un scurtmetraj de 2 minute. Alții făceau un videoclip pentru Subcarpați, adică, bine, bine de la Subcarpați lucrase la propaganda până să, mă rog, cu puțin înainte să vin eu. Dana Mariei fusese și el la propaganda. Adică era și genul ăsta de lume mai... Na, pestriță, să zicem. Da, da. Care, artiști care au avut nevoie să trăiască din ceva altceva decât arta lor. Da, ai simțit că te-ai lovit, nu știu, bănesc că mai degrabă la, la România Liberă de clișeul ăsta, de conflictul între generații? Adică ai... Ai simțit vreodată chestia asta așa puternic?
Sau crezi că n-are legătură cu generații, ci mai degrabă cu, nu știu, cu calitatea omului? Erau jurnaliști mai în vârstă care îi priveau pe jurnaliștii mai tineri cum privești un om mai tânăr. Adică, hei, tu n-ai experiență și, în fine, fiind totuși jurnalist, mi-e și de înțeles. Adică când trebuie să relatezi din Parlament, nu poți să trimiți pe cineva de 21 de ani să scrie ceva, pentru că n-are de unde să știe ce se întâmplă acolo, pentru că efectiv e prea tânăr, nu-l știe pe liderul de grup al whatever partid, n-are numărul lui de telefon și mai ales ăla nu se uită la omul ăla dacă nu-l cunoaște și de aia se duce, nu știu, Sabina Fati sau un jurnalist mai experimentat. Adică conta experiența, clar, nu neapărat vârsta, dar ce să vezi, experiența. Dar nu exista o aroganță, bă, las că te învăț eu sau, sau există? Ba da, exista. Adică, na, era un fel de... au ajuns și ăștia tineri mari jurnaliști, când venea vreunul și era entuziasmat de ceva. Când avea păreri sau când era foarte, bine, foarte vesel, nu? Vocali și acolo și erau jurnaliști care au devenit jurnaliști, care erau tineri, nu că n-ar fi fost bun de atunci. Adică Vlad Ursulean era la România Liberă atunci, înainte să facă Casa Jurnalistului. Și era foarte bun și lumea accepta asta, adică se știa că e bun, nimeni n-avea un dubiu sau îl trata cumva nasol doar pentru că era tânăr. Cred, sper, sau eu așa vedeam lucrurile, sau efectiv mie îmi plăcea foarte mult cum scrie și atunci mă gândeam că toți sunt de acord cu asta. Dar pare, era o superioritate, dar e, cred, oriunde o superioritate a lor cu experiență, care, ce să vezi, sunt mai în vârstă. Păi și la propaganda? S-a păstrat nu, chestia acolo asta? Era haos, adică nici nu știai câți ani are cine. Toți păreau să aibă mintea unor copii de 14-16 ani. Deși erau oameni mari, adică directorul de creație de vârsta mea și se comporta la fel de cretin ca ei. Cretin într-un sens pozitiv, de tânăr, fresh. Nu, în publicitate probabil că e fix o zonă în care dacă ești tânăr e mișto și aia mai în vârstă vor să profite de ce știi tu. Că eu mă bucur să am de-a face cu oameni tineri, că aflu și eu ce fac oamenii tineri, ce muzică ascultă, la ce prostii se uită. Adică decât să trăiesc eu toate astea, mai bine îl întreb pe cineva. Zic, bă, ce aveți acolo în trending-ul ăla? Păi uite așa, a, bravo. Mai... asta discutam în săptămânile trecute cu Alex și cu invitații noștri, că de fapt cei care sunt acum, nu mai vorbesc de generația Z și ăștia care sunt digital, născuți digital și așa mai departe, ei practic au a doua natură telefonul mobil, tableta, laptopul, deci pentru ei tehnologia este un ajutor și ne întoarcem ușor, cei care suntem mai în vârstă, către ei, pentru că exact cum ai spus tu, bă, te arată un să pui degetul, ajută-mă și pe mine să știi. E drept, adică eu știu că m-am oprit undeva, am un telefon mobil și am Facebook și ok, și am și Instagram. TikTok. Și am instalat TikTok pentru că lucrez în publicitate și teoretic ar trebui să știu ce face și ce se întâmplă. Sincer, nu prea știu ce face și ce se întâmplă și nici nu înțeleg de ce. Adică sunt oameni, sunt chestii haioase, dar e atât de random... De ce să-l urmărești pe unul doar pentru că e funny? Nu știu, Facebook-ul e mai intelect. Sunt scrii cuvinte, multe cuvinte. Poți scrii două pagini și totuși lumea să aprecieze asta. E un conținut mai dificil de înțeles. Sau mă rog, nu e la prima mână. Sau poate să nu fie, de fapt, sigur că sunt și meme. Dar TikTok e... Cum faci un TikTok? Și mai ales de ce? Și de ce să uite cineva la el? Nu știu. Și acum cineva din generația Z iar spune lui Alex, băi, boomere, băi, exact. Tu nu știi, boomere, nu știi tu care e, ok, boomer, nu știi tu care e treaba aici. Am avut și Snapchat că am fost la, uite, marea mea legătură cu tineretul, scriu cărți. M-au invitat la Festivalul de Literatură de la Iași, la Filit, unde, ce să vezi, sunt oameni tineri care sunt... Na, care voluntarii care citesc și care fac să existe festivalul ăla. Sau, mă rog, e fascinant din cauza lor. Care oricum s-au bucurat că eram unul dintre scriitorii care vorbea cu ei, adică că eram curios. Hei, uite, tineri, ce faceți tinerilor? Unde mergeți? Ce fumați? Unde? De unde luați? Cu cât? Știi? Și mi-a plăcut asta și au zis, puneți Snapchat. Și eram... Ce? De ce?
poți să trimiți cuiva o poză și ea dispare. Și nu... Păi, așa. De ce să trimit? And the point is,